A hotărât să vorbim despre drapel, nu la muzeu, cum poate v-ați fi așteptat, ci împreună cu românul care a alergat cu drapelul nostru în o grămadă de competiții de pe toată planeta. Eu l-am văzut de câteva ori alergând și m-am întrebat, bă, dar ce are omul ăsta? O fi nebun? De ce care drapelul ăla? Pentru că e greu să alergi cu ceva peste ume. Apoi am aflat povestea și mi-am dat seama că ține cu dinții de această poveste și vrea să ducă simbolul nostru în locuri unde poate nu a ajuns. Bună dimineața, Marian! Bună dimineața, domnul Dani, și la mulți ani de ziua drapelului național. Așa este, sunt lângă domnul Ilie Roșu, maratonist care, așa cum spuneai tu, a alergat 226 de maratoane cu drapelul României în mână. Bună dimineața, la mulți ani și felicitări! Toată lumea se întreabă, cum a început povestea dumneavoastră cu drapelul României? 226 de maratoane. Bună dimineața, la mulți ani, la mulți ani de ziua drapelului național. Povestea a început din școala militară, sunt colonel în rezervă. În școala militară eram în lotul sportiv și alergam în echipa de patrulă a școlii. Încă de atunci visam să alerg un maraton. Erau atât de puține maratoane în România încât visul meu de a alerga un maraton s-a amânat până la vârsta de 48 de ani. După ce am plecat din armată, am trecut în rezervă, am reușit să alerg primul meu maraton din viață. A fost o bucurie pentru că am reușit să îndepășesc limitele și să îndeplinesc un vis. Visul de a alerga 42 de kilometri. Deci, la 20 de ani v-ați propus acest vis și la 48 de ani a început. Povestea steagului, pentru că aveți multe steaguri și fiecare are o poveste aparte. Ce steag aveți acum dumneavoastră și care este povestea lui? Am patru drapele ale României, pe care eu le-am purtat în 226 de maratoane și le-am fluturat cel puțin 42 de kilometri, alături de alte drapele istorice, steaguri de state sau de organizații. Și aici am cele patru drapele cu care eu am alergat în cele 226 de maratoane și pe care, la un moment dat, din cauza că eu alergam și pe munte, drapelele au început să capete o uzură înaintată și am fost nevoit să le schimb, dar nu le-am schimbat. Am ales o cursă, de fiecare dată când am schimbat drapelele, am alergat cu drapelul vechi și cu drapelul nou. Drapelul nou a preluat istoricul curselor de la drapelul vechi. Și am reușit să alerg 10.000 de kilometri cu drapelul României, prin România, prin Europa și pe toate continentele. Aici ce steaguri avem și tot la fel, mi-a spus de fiecare în parte. Țineți dumneavoastră pe acestea și preiau eu acest în steag. În cursele de maraton am alergat și pe urmele istoriei României. Și de fiecare dată, în funcție de locul unde se desfășura maratonul, am încercat să găsesc un steag care se potrivește acestor locuri. Și, practic, aici avem și o incursiune în istoricul drapelelor României. Am aici un steag, steagul dacilor, pe care l-am purtat peste tot în România, prin toți munții din România, practic, împreună cu drapelul României, am sfințit toate locurile acolo unde dacii noștri au trăit și au luptat. Și primul drapel tricolor a fost în timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, erau în format orizontal, acesta este. Următoarele drapele din timpul monarhiei, steagul lui Carol I, drapelul României din timpul regelui Carol I, drapelul României din timpul regelui Ferdinand și drapelul regelui Mihai din cel de-al doilea război mondial. Spuneți așa, că dumneavoastră alergați pentru viață și prin viață. Da, așa este. Este o mare provocare să ții seagul sus, cum spune românul, și de fiecare dată am reușit să duc toate cursele mele, să le duc până la capăt. De multe ori, o voce te îndeamnă să abandonezi, dar am reușit
am reușit să nu iau în seamă această voce și să ajung la 10.000 de kilometri alergați cu drapelul României. Felicitări din suflet, vă mulțumim încă o dată și dacă cei mici, tricolorii noștri, echipa națională de fotbal a României, Under 21, o să câștige campionatul european, ce traseu facem în alergare? Un traseu? Un traseu, bineînțeles că ar trebui să plecăm din punctul zero al istoriei României, de la Arcul de Triunf, pe calea victoriei și să ajungem la Național Arena. Mulțumim din suflet, la mulți ani încă o dată, domnul Răzvan, domnul Dani, cam atât, astăzi de ziua națională a drapelului. La mulți ani și o zi frumoasă!